preocuparea pentru Cathy îi trădează disperarea. Nimeni nu te-a mântat atât. Da. Ați la tetanic? Da. L-am văzut de vreo 3 ori și 3 ori am plâns. Pentru că retrezi fiecare dată sentimentele alea. Dar știi că ce am ce mi-a părut mie și am început să plâng când eram mic, primul de la el? Ce? Că aia stătea sus tu, cu îngheața aia. Pentru că am înghețat DiCaprio. Și ce da. Cum, frate, l-a aruncat, mă, frate, că îngheța se murise, nu? Da. Și l-a aruncat așa, bă, ca pe o frunză, pe un vânt. Singurul subiect diferit de Cathy, abordat în cele 24 de ore, a fost scena celebră din Titanic. Sigur că mai aveți să-i facă, îți spune, nu știu mult ce te-a colungă, au durat foarte tare când vede, nu? Acesta, ignorând coliziunea cu icebergul... Bă, și că s-a lăsat așa el în apă și atunci am avut nipiul să vom menea un timpul lăsături de nevrăcită. Și propunând chiar o variantă alternativă de final. Cum a povestit un plâns? Să sacrifica pentru ea, mă vede. Asta e. Că putea să stea el, știi ce zic? Putea să stea el sus și ea în apă. O variantă care, prin misoginismul ei, arată care îi sunt, de fapt, prioritățile. Ce bază poți să pui într-un bărbat ca ăsta? Nu vezi că el face aceleași lucruri, vorbește aceleași propoziții. Ce bază să pui în el? Bază? Ce bază poți să pui, frate? Ia. Eu unul să fiu femeie și, cunoscându-l aici, ce bază poți să pun eu? Îți dai seama cum crește copilul. Ce educație se dă asta la copilul? N-am nicio problemă, nu judec, dar ce să-i zică? N-am încredere în femei, vreau să fac și o surpriză la Cathy. Poate fi fenispită? Serios? Omițând complet faptul că Lucu a observat comportamentul și nu știa adevăratul caracter, în seara cu numărul 17, la ultima ieșire, în piața de noapte din Joaquin, a surprins pe toată lumea cu atitudinea pe care a afișat-o în fața Danei. Vrei să mă faci femeie rău de tot, îmi pui de aia de femeie, îmi dai de la roz, iau-ți. Un bărbat puternic, dezinteresat, nu-ți face nimic. Dacă ți arăt de femeie, te depășesc, nu? Da. Insensibil la nevoile femeii de lângă el, n-am gusturi deloc la femeie, de-aia îi fac cadouri. Aparent neatent la preocupările ei și ușor iritat. Da, una, sunt numai la femeie aici. Mai iei multe? Da, ce vrei, ia gine și mi-aște, hai. De ce se trebuie? Cine ai spus că ești bărbat? Conștient că un mascul adevărat nu trădează slăbiciune, ci are preocupări dure. Unde e Răzvan? Răzvan, îmi spui și te oprești la un magazin. Răzvan face demonstrația recapătării puterii ce îi dispăruse în ultimele zile. Bun încăpa, nu știu? Da, te încap. Oricum ăsta vine mult mai sus, nu? Da. Nu așa, vine ăsta aici în talie? Da. Din ce știu și eu acum? How much? Alegându-și un echipament de box tailandez, sport de contact al cărui campion s-a auto-intitulat pe contul lui de Facebook. Da, îl vreau pe ăsta. Cum îi zic că îl vreau pe ăsta? I want this. Încet, încet, zâmbetele au revenit pe chipul lui. El, aveți el aici? Și la fel și încrederea pierdută. Arăt și-o bine acum. Hai că te facem ispită dacă ți-l iei pe ăsta. Semn că doliul suferinței purtat în urma pierderii lui Cathy s-a încheiat. Nu știu, pe mine mi-ar place ăsta rău. O femeie cu... Cu 48 de ore înainte de confruntare cu partenera de pe cealaltă insulă, Răzvan a renăscut din propria cenușă. Dar ce crezi? Vreau să ai vă gura acoperită și două bagnote, așa, de la ce. Tare? Răzvan, îți faci femei care plâng, nu te-ai săturat de femei care plâng? Nu, no, pe așa medic. Foarte multe femei să plângă, n-auzi? Oricum vreau să-mi fac la București cu tot brațul. Am zis de mult. Dar vreau lacrimile alea să le-ar zis să accentueze mai mult. De ce nu ai spus să o facă și cu un ochi umflat? Când e cu coastele rupte, de ce nu ai să facă cu coastele rupte? Oricum vreau să fac la București, am găsit toată așa că una, tot așa plângea și avea așa un ceas deasupra. Ai înțeles? Și atunci așa a făcut, dar tare rău de tot, dacă te-l-am luat pe telefon. Răzvan, stai până la ocă, ce? Dar ce ai tu? Ia, ce-i faceți, ce-i?
Două ore departe de gândurile lui ciclice și un tatuaj făcut ca manifest al ipostazei în care își dorește să o vadă pe Cati. Mi-a povestit ce făcea în 2004, Răzvan. Ți-a pierdut virginitatea. 13 ani? Da. Așa și-a încheiat Răzvan seara cu numărul 17. Ajuns în resort, retras în camera lui, s-a pus la punct cu noutățile idolului lui de acasă. Ce asta e, mă? Mamă, câte am luat eu porumpul ăsta și nu știu. Preîncărcându-și bateriile și pregătindu-se pentru întâlnirea cu femeia de la Minitel. Asta mă ascult. Neștiind cât de departe a ajuns Cati în interacțiunea cu George sau care îi sunt gândurile acesteia vis-a-vis de o posibilă relație cu Ispita. Ce să mă ia? Da, mă, simpatică și ăsta. Am și pus parete pe o sticlă de Jack. Și se împacă, cum să nu se împace. Ai disperat după aia, deși el zice că încredere în femei, că nu știu. Așa sunt cei mai mincinoși de pe toate insulele. Și el și ea, cred că împreună sunt pachetul minciunilor complete. Dar nu-i posibil, o să te minți într-un hal fără neal și să și uiți ce minți. Ziua cu numărul 18 și-a început-o adăugând pe lista reacțiilor împotriva lui Cati amenințările. Treaba aia, mașina, am două mașini de tunel. Și că nu doar pe aia, nu? Nu doar cu mine. Semn că noaptea trecută și-a dedicat-o întocmirii în detaliu a planului de răzbunare. Și unde doar, bai din baie, nu te bai. Nu mă fac, nu mă știu. Și așteptând cu entuziasm confruntarea... Bă, da, vezi, eu public totul, bă. Proferează amenințări, indiferent că are interlocutor sau nu. O să avem de discutat cu ele, bun. 24 de ore. Atât o să o mai vadă în viața ei decât 24 de ore, în rest. Iar două ore mai târziu și-a luat la revedere de la femeia care i-a stat alături 18 zile. Sper să fii fericit, să-ți găsești femeia în care să poți să ai încredere, care să-ți ofere. O să fiu fericit. Eu te aștept de tău fericit. Crede-mă. Hai peste. Ai grijă de tine, da? Și sper că ai învățat ceva din experiență. Da? Să te schimbi un pic față de... Doar pentru cine merită să fac. În momentul în care te vei schimba comportamentul,